Ora de religie, indiferent de confesiunea elevului, va exista în orar numai dacă părintele sau tutorele legal va cere în scris acest lucru pentru copilul lui. Aceeași condiție este valabilă și în cazul elevilor care au împlinit 18 ani. Tinerii trebuie să semneze odată ce devin majori dacă vor să urmeze cursuri de religie sau, din contră, să nu le mai urmeze. Această decizie, luată recent de Curtea Constituțională la sesizarea unui profesor din Buzău, Emil Moise, nu este pe placul unor părinți și profesori de religie. La Buzău a fost înființată și o Asociația părinților care doresc ca religia să fie predată în școli, ca și până acum. Ei consideră că religia este o materie care contribuie la educația copiilor. Adevărul se învață în școală. Prin urmare, copiii noștri trebuie să învețe din școală că pământul a fost creat de Dumnezeu în 7 zile. Religia este ultima redută care stă în calea ofertei de antivalori care îi înconjoară la tot pasul pe copiii noștri. Religia nu îi îndobitocește, religia îi învață să-și iubească părinții, să-și iubească aproapele, să responsabilitatea este deopotrivă a familiei, a bisericii și a școlii. Avem aici niște situații speciale. Să luăm cazul în care în familie Hristos nu este cunoscut. Religia noastră creștină nu este propovăduită. Acești copii nu vor ajunge la biserică. Și atunci, a cui rămâne responsabilitatea, prin excelență, a școlii. Scoate religie din școală, la fel, omorârea ideologică a lui Hristos cu comunismul. Ca asta ne întrebăm. Oare am căzut în amnezie deja pe 25 de ani și să nu vedem că asta este exact ce a pretins comunismul. Comunism dezavuat de toată lumea atunci la început. Elevii care doresc să urmeze cursurile de religie trebuie să facă o solicitare în acest sens până în 6 martie. Este vorba de un formular tip care trebuie completat de părinți sau de reprezentanții legale ai copilului minor sau, dacă elevul este major, de el însuși. Cererile se depun la secretariatele instituțiilor de învățământ și pot fi completate pe loc.